Expoziția cuprinde lucrări semnate de cei mai mari artiști români precum Nicolae Grigorescu, Ștefan Luchian, Nicolae Toniță și mulți alții. De această dată am adus în zona dumneavoastră și în orașul Slatina o expoziție de mare calitate artistică, pentru că, din câte știm noi, e pentru prima dată când sunt artiști de importanță națională, obiecte de tezaur din cadrul patrimoniului cultural național, așa cum este Grigorescu, cum este Luchian, cum este Tonița. Muzeul Județean Hold găzduiește o expoziție în premieră, pentru că e pentru prima dată când în istoria Muzeului Județean Hold capodoperă din alta contemporană din România ajung la Slatina. Astfel că vorbim de un număr de 16 lucrări și 8 sculpturi care sunt expuse timp de o lună jumătate la muzeu. Vorbim de Grigorescu, Ștefan Luchian, Nicolae Tonița, presupun că numele sunt de prisos și atunci carul cu boi e carul cu boi al lui Grigorescu. Expoziția se va regăsi pe simezele Muzeului Județean Olt până la sfârșitul lunii iunie.